Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Se întâmplă la USV. Titlul ediției de astăzi este unul care, vă spun sincer, îmi place extraordinar de mult. FIA, fii inginer adevărat. Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Sucevene astăzi și-a trimis reprezentanții și multe lucruri interesante le veți afla în minutele ce urmează. Cea mai aproape de mine în această ediție a emisiunii, conferențiar universitar dr. Cristina Hrețcanu, prodecan. Bună seara! Sărbuna! Doamna conferențiar universitar dr. Inginer Ana Leahu, director al Departamentului de Tehnologie Alimentare în Siguranța Producției Alimentare și a Mediului. Sărbuna, bine ați venit! Mulțumesc. Și nu în cele din urmă, domnul Mircea Oroian, profesor universitar dr. Inginer, decanul Facultății de Inginerie Alimentară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumim pentru invitație! Este una cu drag, pentru că prețuiesc în mod deosebit ceea ce se întâmplă în învățământul sucevan, în învățământul universitar sucevan în mod special, iar din câte știu, din câte am văzut, din câte am prins și eu ca lucrător în presă, cei drept nu sunt toată ziua cu ochii pe ce se întâmplă exclusiv la universitate, dar în ultimii ani de zile, Facultatea de Inginerie Alimentară a avut rezultate deosebite. Cam aceste lucruri vom încerca noi să le aflăm, iar cred că cel mai în măsură să ne prezinte această facultate din cadrul Universității Sucevene este chiar decanul acestei facultăți, și anume domnul profesor universitar dr. Inginer Mircea Oroian. Dacă se poate. Eu să încerc să mă ridic la nivelul așteptărilor. Facultatea de Inginerie Alimentară s-a înființat în anul 2002 pe bazele Colegiului Universitar Tehnic, continuând o tradiție mult mai veche, începând în anul 1977, când la Suceava, la Institutul Politehnic de acea vreme, exista o secție de subingineri în domeniul industriei alimentare. Practic, după Revoluție, se reia acest proces educațional la Suceava, în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, tot pe acest domeniu alimentar. În ceea ce privește Facultatea de Inginerie Alimentară, noi zicem că suntem o facultate dinamică, ancorată la ceea ce cere piața forței de muncă în prezent, iar calitățile cadrelor didactice, dar și reușitele lor în ceea ce înseamnă cercetarea științifică în domeniul alimentar, a făcut ca în anul 2011 domeniul Ingineria Produselor Alimentare să fie clasat în categoria de excelență în clasamentul realizat de Ministerul Educației Naționale la vremea respectivă. Dacă este să detaliem puțin din punctul ăsta de vedere, eu vă spun că sunt mai multe personalități în cadrul acestei facultăți, iar, după cum spuneam mai devreme, premiile nu au fost puține. Tot așa, pentru a stârni atenția încă de la bun început, care ar fi așa un clasament, un top 3, un top 5 al celor mai importante distincții obținute de Facultatea de Inginerie Alimentară? Că sunt tentat să spun industrie alimentară, dar și din punctul ăsta de vedere, cred că n-aș greși foarte mult. Să facem un top înseamnă să le clasificăm noi, care e mai bună și care e mai puțin importantă, care zice că toate reușitele au ajutat facultatea să crească în vizibilitate. Dar poate unele sunt mai mai aproape de ceea ce vede publicul. Și m-aș referi la medalia de aur câștigată de domnul profesor Gut la Salonul de Inventică de la Bruxelles. Sau medalia de argint câștigată tot de dumnealui la Salonul de Inventică de la Geneva. Multele alte medalii pe care le-au obținut la diferite saloane de inventică, atât din țară cât și în străinătate. Dar aveți grupuri de studenți care au obținut asemenea premii? Acum continuăm cu partea de studenți. Scuze, da. Până la urmă, activitatea facultății nu stă doar în ceea ce produc cercetare. Cadrele didactice. Până la urmă, baza noastră
nematerială, materia primă, dacă tot vorbim de industria alimentară, reprezintă studenții. Și ne, putem spune că ne mândrim cu rezultatele lor, atât la simpozioanele studențești pe care le-am desfășurat noi în cadrul universității. Noi avem un simpozion student pentru o zi, dar și participarea lor, spunem așa, la Olimpiada Industriei Alimentare Europene, concursul Ecotrofelia, unde am reușit să câștigăm un loc 2 la Paris în anul 2014 cu o înghețată pe bază de topinambur și cătină. Iar dacă mergem mai departe, aș spune și despre proiectele de cercetare câștigate de colegii mei, care până la urmă au adus fonduri atât pentru dezvoltarea bazei materiale, dar a fost o încununare a muncilor până în acel punct, recunoscută din Ministerul Educației Naționale printr-un grant pe care ei l-au câștigat. Practic, ce pregătește Facultatea de Inginerie Alimentară? În ce domenii? Care sunt direcțiile pe care sunt aduși tinerii studenți? Cu alte cuvinte, care și programul de studii și ce se întâmplă la această facultate? Doamna Hrețcan. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare este domeniul în care își desfășoară activitatea programele de studii, și anume la studii de licență avem 3 specializări sau programe de studii, cum se spune acum: Ingineria Produselor Alimentare, Controlul și Expertiza Produselor Alimentare și Protecția Consumatorului și a Mediului. Acestea sunt cursuri de ingineri, cursuri de zi, 4 ani, se finalizează cu diplomă de inginer, studenții acumulând 240 de credite. Se pot continua studiile cu studii de masterat. Avem 4 masterate, tot în domeniul Ingineria Produselor Alimentare, și anume masterat de controlul și expertiza produselor alimentare, masterat de managementul securității mediului și siguranță alimentară, masteratul de managementul igienei, controlul calității produselor alimentare și asigurarea sănătății populației și, în ultimul rând, masterat în management în industria alimentară, alimentație publică și nutriție specială. Sunt masterate de 2 ani, studenții finalizând cu 120 de credite. Părerea mea este că sunt necesare cele 360 de credite pentru un inginer adevărat care să poată fi performant pe piața forței de muncă. De asemenea... Puțin mă pierdesc cu creditele, să vă rog să le și explicați, pentru că nu toată lumea e familiarizată cu terminologia. Da, în sistemul de învățământ Bologna, sistemul de credite transferabile, fiecare disciplină are un număr de credite. Un credit arată volumul de muncă al studentului în ore, aproximativ. Și de cunoștințe dobândite. Da, volumul de muncă, deci sunt discipline cu mai multe credite, discipline cu mai puține credite, în funcție de cât de mult trebuie să studieze prin cursuri sau aplicații și, de asemenea, prin studiu individual studenții. Fiecare semestru se finalizează cu 30 de credite, dacă studenții sunt integraliști, anul se finalizează cu 60 de credite. Creditele acestea transferabile le permit studenților, de exemplu, să studieze în străinătate prin burse Erasmus, să acumuleze acolo creditele și să întorc acasă fără a mai repeta examenele, pentru că ei și-au acumulat numărul de credite necesar, 60 pe an. Și cam aceasta ar fi. Inclusiv media lor se face asta pe baza... Asta dacă să discutăm de punct de oricum, ca și specializări, la licență, 4 ani. Da. Știam că e 3. Dacă, 4 ani la ingineri, la inginer 4 la, ani. La ingineri e 4 ani. Așa. Cu alte cuvinte, și specializări frumoase și importante și... frumoase, interesante, dar îndrăznesc eu să spun și importante. Am tresărit așa în controlul calității, am tresărit la protecția consumatorului și la protecția mediului. Sunt domenii, din punctul meu de vedere, pe care se va insista puternic în anii ce urmează.
Da, așa este. Sunt domenii, deci, în care studenții își pot găsi, după ce finalizează cursurile, locuri de muncă, acumulând asta înseamnă că sunteți integrați în, da, în ceea ce se întâmplă, în cererea de forță de muncă de pe piață. Ca să spunem așa. Da, părerea mea este că au o șansă incredibilă, adică după ce finalizează studiile, să-și găsească un loc de muncă pe baza studiilor făcute. Păi, nu puține sunt activitățile, cel puțin în domeniul alimentar, care fie vorba, nu vreau să fac publicitate unor anumite firme, dar firme din industria alimentară au reușit să se ridice la cote înalte în județ la noi. Și cred că dacă tot ați pomenit de înghețata cătină, deja înflorește atenția și altora, da? Cam despre ce vreau să spun, dar nu vreau să transform emisiunea în altceva, și anume într-o parte comercială, pentru că astăzi discutăm despre Facultatea de Inginerie Alimentară, FIA. Foarte, foarte mult îmi place titlul Fii inginer adevărat, ăsta e sloganul facultății. Cam câți profesori, conferențiari, lectori sunt în cadrul facultății în momentul de față și câți studenți? Da, studenții reprezintă cel mai important capital al nostru. Pe cele trei programe de licență avem peste 400 de studenți înmatriculați, iar la cele patru programe de masterat avem 136 de studenți înmatriculați și, nu în ultimul rând, cei mai devotați cercetării continuă studiile prin școala doctorală și avem și 17 studenți doctoranți asistenți de cercetare. Putem spune că obiectivele academice ale facultății noastre vizează formarea și dezvoltarea abilităților de cercetare științifică fundamentală, dar și aplicată în domeniul alimentelor funcționale, în domeniul biotehnologiilor, reologiei și texturii alimentelor, abilități de expertizare a calității produselor alimentare, ceea ce presupune o corelare a cunoștințelor teoretice cu cele practice. Și corelarea acestor cunoștințe, pe care spune mult accent, se face prin stagii de practică pe care studenții le efectuează în anul 2 și în anul 3 la diferite unități de producție sau prin participarea în excursii de studii. Excursii de studii, fie în unități de profil din Suceava sau din țară. În același timp, studenții noștri sunt foarte entuziaști prin participarea în proiecte de cercetare, proiecte de cercetare coordonate tot de colegii noștri, de noi, și rezultatele cele mai bune din aceste proiecte de cercetare sunt diseminate ulterior în conferințe studențești, cum spunea și colegul meu, participă în centru universitar din țară sau chiar din afară, iar noi ne mândrim că organizăm o conferință studențească care a ajuns la 7-a ediție, Student în Bucovina, cu o largă participare și din țară și din afara granițelor, cum ar fi studenți din Spania, din Macedonia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Moldova. Sper că n-am pierdut nicio țară participantă. Dacă am pierdut, să nu se supere pe noi, dar nu a fost cu răutate. Turcia, da, Turcia. Și apreciem interesul studenților pentru implicarea de crearea de noi produse inovative, și prin participarea la ecotrofele a fost menționată deja participarea noastră meritoasă. În același timp, să nu uit de o manifestare tot dedicată studenților, multiculturalism în Bucovina, etnoalimente, care a avut până acum două ediții. Prima în colaborare cu comunitatea poloneză din Suceava, iar cea de-a doua în colaborare cu comunitatea ucraineană din Suceava. Manifestare chiar cu un real succes, cu implicarea studenților prin
aducerea de lucrări pe alimente specifice acestor naționalități. Dacă vorbim de studenți, am putea spune că campusul universității le oferă foarte multe posibilități de petrecere a timpului liber. Și chiar în aceste zile sunt zilele, nopțile studențești, cu o paletă foarte largă de manifestări și să amintim și activitatea bogată a Casei de Cultură a Studenților, în care sunt implicați studenți și de la noi, de la facultate, și radio universități, tot avem studenți participanți. Deci am... Cum a spus, cea mai importantă valoare a facultății până la urmă o reprezintă chiar învățăcei, studenții, care dau și greutate și totodată animă până la urmă și de ce nu vor fi generațiile următoare în... în ceea ce înseamnă chiar Facultatea de Inginerie Alimentară. Am să vă propun să nu lăsăm motoarele mai jos, să mergem tot așa cu motoarele turate, însă să luăm câteva minute de publicitate, după care vom reveni cu alte lucruri importante, îndrăznesc eu să spun, pentru că ați menționat și e nedrept să menționăm atât de scurt de teatrul Universității Sucevene, de posibilitățile de petrecere a timpului liber, mă gândesc la sală, la cum se spune, la balon, la bazinul de not. Cu alte cuvinte, eu îndrăznesc să spun că este un campus universitar modern, bine pregătit și care într-adevăr oferă, poate oferi multe. O să discutăm despre toate acestea și despre baza materială chiar a Facultății de Industrie Alimentară, de inginerie alimentară, după un scurt moment de publicitate.